Potrivit postului de poliție, Unirea, hoțul de loc din localitatea Adămuș, județul Mureș, a produs bisericii prejudicii de peste 2.000 de lei. La adăpostul întunericului a sustras un microfon, o stație de amplificare și suma de 2.000 de lei. Polițiștii au recuperat prejudiciul în proporție de 90%. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.